clasa 1-a D. De unde? De la școala 11 gimnazială. Deci cu clasa a 1-a de la școala Botoșan, 11. Bineînțeles. 1-a D. 1-a D. Să specificăm. Vă place aici la noi? Da! Programul Școala Altfel, să știi mai multe, să fii mai bun, a început în toată țara. Instituțiile de cultură și nu numai sunt în această săptămână gazdele elevilor. Porțile au fost deschise și la Somax TV, prima televiziune a botoșănenilor. Luni dimineață și-au făcut apariția la televiziune prichindeii de la clasa 1-a D de la școala numărul 11 din Botoșani. Însoțiți de doamna învățătoare și de câțiva părinți, micuții au făcut turul televiziunii, iar în cele din urmă au ajuns pe platoul de filmare, de unde se transmitea în direct emisiunea Bună dimineața, Botoșani. Cu musafirii merite tratați așa cum se cuvine, cele două realizatoare de la matinal, Vicky Stanciu și Teodora Puianu, au realizat un scurt interviu cu acești elevi. Vă place? Voi acum vă vedeți? Ăsta se numește monitor de control. Noi aici suntem filmați de camera aia. Exact, voi acum sunteți filmați de această cameră. Dacă am fi în direct, acum ați ajunge direct în televizoarele celor de acasă. Unii dintre ei au spus că au mai apărut la televizor în diverse interviuri, dar nu au reușit să vadă cum se lucrează într-o televiziune. Am fost la Palatul Parlamentului anul trecut, la pregătitoare, atunci... Eu am apărut la televiziune la și am apărut și la radio. Eu am apărut în clasa 0 la un concurs de muzică și am luat premiul 1. Mulți dintre piticii prezenți au spus că și-ar dori să lucreze în mass media atunci când vor fi mari. Săptămâna aceasta sunt așteptate la Somax TV mai multe clase de elevi, atât de gimnaziu cât și de liceu.